Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un videoclip cu MTS și părerile mele despre aceste produse. Și haideți să începem cu primul produs de aici, un produs alimentar. După cum v-am obișnuit, avem și produse alimentare, dar și produse cosmetice. În primul și în primul rând, aceste ței care sunt picanți, dar nu sunt chiar foarte, foarte picanți. Nu știu dacă scriu undeva că nu sunt aceia foarte, foarte picanți, nici nu au semne din acelea cu intensitate, cu ardei din aia și sunt nu știu câți colorați. Deci este așa o pungă neagră și ăștia nu sunt chiar foarte picanți, dar sunt și ei destul de picanți. Următorul produs și cred că ultimul adăugat aici este o pastă de dinți de la DM și este vorba despre aceasta de la Dentodent, antibacteriel. Ia uitați cum arată. Nu a fost un produs chiar foarte bun. Despre ăsta vorbesc. Este o pastă de dinți, cred că costă 5 lei sau ceva genul, dar nu... Pentru mine nu a fost de ajuns de bună. Nu curățea la fel de bine, nu lăsa gura la fel de fresh cum lasă alte paste de dinți, de exemplu. Am mai terminat un gel de duș pe care l-am folosit pe mâini. Este acesta un gel de duș din gama Botanicals de la Oriflame. Eu m-am spălat cu el pe mână pentru că mi se părea că mi-a rost prea tare a plante și văd că este cu mâna Maicii Domnului. Nu am observat până acum, am văzut că și scrie. Chiar în timp ce mă spălam nu am observat. Pentru mine acest miros de plante ducea spre un pătrunjel cu miere sau un pătrunjel dulce, nu știu, cu zahăr sau cu miere. Cam ăsta a fost mirosul pentru mine. Un alt produs de aici este acest detergent de la Bebelo, sau cum se cheamă, da. L-am primit cadou atunci când am cumpărat lapte praf la fetiță de la o altă farmacie decât la cea la care cumpăr de obicei. Dar eu am detergentul ei pentru haine și nu am spălat cu ăsta. Cu ăsta am spălat de a noastră, dar pot spun că nu este foarte bun, adică nu curăță la fel de bine cum curăță un normal, dar probabil pentru că este pentru copii și zici pentru piele sensibilă la bebelușilor și poate nu este la fel de, cum să spun, la fel de puternic, la fel de dur cum sunt ceilalți detergenți. Dar, da, nu știu, vă spun, nu scoate fete de pe hainele noastre, nu le curăță destul de bine. Un alt produs alimentar sunt aceste grisine cu ceapă de la Lidl, care mi-au plăcut foarte mult. Eu nici nu prea am băgat de seamă că ele există și sunt mereu tot timpul anului la raft, doar că au fost o ofertă cu ele sau erau cadou, sau cred că la ofertă, nu mai țin, cred că la ofertă erau și le-am cumpărat din banii mei. Și da, mie îmi place foarte mult, vin într-o cantitate foarte mare, 250 de grame și înăuntru sunt compartimentate cu două punguțe și astfel puteți să le consumați când vreți, adică nu este obligatoriu să fie mâncat pe loc atunci când le deschideți, chiar dacă sunt atât de multe și sunt bune, foarte bune, foarte bune și nici nu prea am văzut grisini cu ceapă până acum. Bine, sunt tot felul de biscuiți cu brânză sau cu altceva, dar mi-a plăcut această idee. Dacă tot suntem la alimentare, vreau să vă arăt și acest frappe cu ce este. Ciocolată albă, frappe. Cred că așa este. Frappe cu ciocolată albă. Uitați-l, de la săptămâna americană. Vreau să vă spun că produsul ăsta este foarte, foarte, foarte dulce. Chiar dacă îl faceți cu apă, el pe spate este recomandat a fi făcut cu lapte. Deci cu lapte este imposibil de băut. Chiar și pentru o persoană care iubește foarte mult dulciurile, este imposibil de băut. Și acum mai am câteva pliculețe, dar am spus să vă arăt și să vă spun părerea mea despre el. N-am putut să beau 10 pliculețe și le-am de multă vreme și n-am băut doar eu. Asta vreau să spun. Este ceva incredibil de dulce. Și spune că în 200 ml de lapte am impresia că se face. Dacă puneți și doar atât, de nou este prea, prea dulce. Prea dulce. Da. Mai am niște șervețele umede pentru bebeluși, dar cred că o să mai am un pachet aici în punga asta. Am uitat să vă arăt punga la început.
am strâns produsele tot în această pungă de la Miniso. Și da, următorul produs este acest spumant de baie de la Balea, cu fructe din astea tropicale, cu mango, cu papaya, cu... Am mai terminat o apă micelară bifazică de la Bielenda pentru ten curat, spun ei aici. E absorbant din centru aromă fresh. Dischete de machiante de la Lidl, acestea de la Sien, care îmi plac foarte mult și sunt 70 de bucăți. Am mai terminat niște mochi din astea cu susan și ceva înăuntru, cremă de susan negru sau ceva genul. Nu pot zic că sunt preferatele mele, nu sunt dulci, nu este nimic de genul acesta. În sfârșit am terminat masca de păr de la Fanula, care are 1,5 kg și vreau să spun că mi-a plăcut destul de mult, deși mirosea a cocos, nu m-a supărat atât de tare. Mirosea a cocos și a vanilie, ceva lapte. Mi-a plăcut foarte mult și mirosul și textura. Nu pot zic că este o mască foarte hidratantă sau ceva, dar în momentul în care o aplicam pe păr, se cunoștea că este aplicată cel puțin până la uscarea părului. Atunci, după ce îl uscam, nu pot să zic neapărat că vedeam așa o diferență față de alte măști pe care le-am folosit până acum sau că mi-a uscat părul. Nu, vreau să spun că este așa o mască normală. Nu știu neapărat dacă o să o recumpăr, că despre asta poate este și vorba, dar da, nu știu ce să zic. Mă mai gândesc dacă o recumpăr sau nu. Momentan mai am 2 măști, 3 mai am pe stoc pentru mine, adică, și vreau să le folosesc pe acelea și să văd după ce mai apare. Am mai terminat un gel de duș de la Sien cu pepene galben. Acesta este, mi-a plăcut destul de mult. Nu l-am folosit, bineînțeles, doar pe corp, că altfel nu l-aș termina nici în momentul de față. Dar, da, cred că a avut 1 litru, da, 1 litru a avut. Am mai terminat încă un pachet de șervețel de astea pentru bebeluși. Am folosit și eu mască din această de față chinezească, Medical Sodium Hyaluronat Dressing. Este bună, este, cu siguranță se cunoaște că este altfel decât măștile pe care le avem noi, dar... nu știu ce să zic așa despre rezultate. Deși am folosit câteva, nu pot zic neapărat că m-a dat pe spate sau ceva, însă tenul meu a fost mult mai curat după ce le-am folosit. Am mai terminat și un săpun lichid de la Avon, acesta cu lămâie și busuioc. A fost foarte fresh. Înăuntru avem niște rezervă de săpun din altă aromă, se vede că este portocaliu. Încă o mască. Am găsit acești tăiței la săptămâna asiatică la Lidl și mi-am cumpărat cu toate aromele existente acolo. Cred că erau asta cu pui, legume, vită sau nu știu vită dacă era, creveți și 4 variante cred că erau. Creveți, legume, pui și vită. Dacă vă arăt acest ceai din plante, dar este foarte, foarte dulce, nu știu, pare ceva ceai de tei cu miere, cam așa miroase și are gustul. A fost foarte bun, dar nu știu neapărat dacă o să mai consum de acum înainte, pentru că nu mi s-a părut neapărat pe gustul meu. Mie îmi place mai mult cu ăla. Încă o mască din acesta a folosit și soțul cu mine, adică nu doar eu, nu știu câte eu, câte el, și am și aruncat altele. Și am mai găsit încă una. Am descoperit acum câteva zile această măgura cu rodie și mascarpone. Doamne, cât de bună este, dulce, acrișoară. Are și un topping aici foarte bun, cred că este rodie, dulce, acrișor. Arunc aceste 2 seruri, Proceuticals cu retinol, ia să le arăt, de la Novage, pentru că au expirat. Am terminat acest ulei pentru păr lung și strălucitor de la Balea. Mi-a plăcut destul de mult, dar vreau să spun pentru că, nu știu, dacă sunteți niște persoane care folosesc foarte puțin ulei, cred că o să vă dezavantajeze treaba că nu are un opritor aici și cumva riscați să puneți prea mult. Pentru mine nu a fost o problemă, pentru că încă aveam părul destul de lunguț când îl foloseam și voiam hidratare pe toată lungimea, așa că puneam destul de mult produs și vreau să spun chiar câteodată curgea mai mult decât aveam nevoie.
Am terminat o apă termală de la Uriaș, aceasta sărată, care mie îmi place foarte mult. Vă spuneam eu că are așa un iz de briza mării, un iz sărat pe care eu nu l-am mai întâlnit în alte ape termale. Dar cu toate acestea, mi-a plăcut destul de mult din ce cauză, pentru că termul mi-a arătat foarte bine, chiar am scăpat de coșuri sau de urmele coșurilor. Pur și simplu aveam un ten foarte curat când o foloseam. Am mai terminat și un gel de curățare facială de la Bielenda și se cheamă Water Balance. L-am cumpărat de pe Notino, dacă vă interesează. Și da, mi-a plăcut destul de mult. Miroase fain, face spumă, curăță tenul și lasă și hidratat la final. Și pentru că mi-a plăcut atât de mult, pot să zic că seamănă cât de cât cu acela de la Neutrogena pe albastru. Dacă îl știți sau dacă vă place acela, cumva ăsta ar putea fi un înlocuitor, un dupe, un ceva. Am mai terminat un suc din acesta cu un cireșe. Nu am mai văzut un nectar sau ce este, dar un nectar de cireșe. L-am găsit la Lidl, mi-a plăcut foarte mult, un preț destul de bun cum au toate produsele de la Lidl și de asta l-am și încercat. A fost foarte bun, îmi place și poate o să-l mai recumpăr. Am mai terminat un deodorant din acesta cu lăhrămioare de la FAM, Invisible Fresh. Este fain, dar nu l-aș cumpăra dacă ar trebui, pentru că, nu știu, sunt atât de multe variante și asta nu pot zic că este cea mai bună dintre ele. Deși l-ați mai văzut la mine pe canal, a fost primit cadou la niște chestii și de asta l-am și folosit, pentru că l-aveam. Un produs care mi-a plăcut foarte mult și a fost produsul verii mele și este vorba despre crema de la Yves Rocher cu monoi. Monoi de Tahiti, ia uitați. Chiar că este și dulce, nu este doar cum este vanilia de Tahiti sau ceva genul. Așa, a fost faină, a ajuns destul de mult timp, a fost pornică, mi-a plăcut destul de mult, dar din nou nu știu dacă o să recumpăr, pentru că sunt atât de multe variante de creme de mâini pe care vreau să le încerc și n-am avut timp încă sau ocazia, așa că da. Am mai terminat și două parfumuri și o să încep cu primul pentru bărbați, Glacier Air. L-am folosit prin casă, pentru că nu l-a folosit soțul meu, dar îmi plăcea foarte mult cum miroase. Miroase așa fresh, agref, poate puțin a boabe tonca sau ceva care, deși este fresh, este destul cumva pe o bază mai grea sau oricum destul de bărbătesc, nu știu neapărat ce note are. Și am internat unul fresh de vară și este vorba despre Vervenție Drag de la Jeanne en Provence. Și este o sticlă superbă pe care o să o păstrez. Iar la finalul anului o să fac un videoclip cu sticluții pe care le-am păstrat sau nu știu, că nu o să păstrez, de exemplu, sticla asta sau alte sticle pe care le-am mai terminat din parfumuri, nu le-am păstrat chiar toate. Am păstrat doar așa, ce semnifică ceva pentru mine. Bun, acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube și să lăsați un like videoclipului. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune!